Salut, eu sunt Danu, bine v-am găsit la un nou vlog. O parte din voi știți despre ce este vorba, pentru că am postat pe Instagram un story. Este vorba despre întrebarea ce aleg dintre. Voi pe Instagram ați fost foarte creativ și urmează să vă răspund la întrebări. Nu uitați să mă susțineți pe Instagram, pe Facebook, like, share and subscribe. Pentru cei noi, nu uitați să vă abonați la canal, am nevoie de susținerea voastră. Mi-ați arătat-o și în clipurile trecute, ne-am strâns destul de mulți în foarte scurt timp și vă mulțumesc pentru asta. Acum o să intru pe Instagram și o să încep să vă răspund întrebărilor, să vedem care a fost cel mai creativ dintre voi. Prima întrebare vine în felul următor. Ce alegi dintre prieteni și bani? Cred că prietenii sunt cei mai importanți. În afara banilor, cu bani nu faci nimic. Atâta timp cât ești singur. Real Madrid sau Barcelona? O altă întrebare. Evident, Real Madrid, v-am spus și în clipul anterior. Dragomir mă întreabă, ce alegi dintre IBM și iubita ta? Ce să aleg, mă, frate, acum între IBM și iubita mea? Iubita ta, frate. Trebuie să alegi pe iubita mea. Păi aleg iubita mea și... Aleg iubita mea, oricum aleg iubita mea. N-aveam cum altfel. Andrei mă întreabă ce prefer între BMW sau Audi. Clar, BMW. Nici nu în cap de discuția așa ceva. Visez oricând la un BMW. Roabă cu ăla, frate. Ce? Roabă cu ăla. Dar nu uite, nu vrei să ții asta puțin, să arunc o dată? Ba da, dă-n cor. În premier... Schimbăm alea în spatele camerei la canapea. Schimbăm alea că tematica, dar vino, ieși afară alea că arunc stai strângea. Stai acolo, pe bune. Hai mă prostule, că dai în cameră, nu fi bou. Gata, nu mai dau. Bă, pleacă un cu ăștia de aici. FIFA sau iubită? Iubita, FIFA rămâne între prieteni când mergem și ne strângem. Hai, dai să de prapatinga. Dădea mesaj în cont, îmi trece acasă, lasă-mă că la FIFA, nu mai pun. Samsung sau iPhone? După cum se vede, folosesc iPhone, deci nu o să trec niciodată la Samsung. Sunt foarte mulțumit de iPhone. Pizza sau shawarma? Shawarma, frate, ce pizza? Shawarma? Da, frate, mănânc cu usturoiul ăla în continuu. Da, dacă n-aș mânca în continuu, ce ești nebun? Îmi dau pizza până. Bogdan sau Alin? Alin ne-a părăsit, din păcate. Alin are coronavirus și fără mișto și fără caterincă. Deci, în cât suntem azi, mâncă? Mai devreme vorbeam. Suntem în 14 aprilie. După data de 28 martie, Alin s-a evaporat, nu mai știm nimic, nici măcar dacă mai trăiește sau... Internam la spital, la focară, de la foc și așa. Cred, suport durerea pe afară. Băi, Alin era în mes vlog ăsta, frate, nu dreapă scrisoare, se strimite în ceva. Păi să facem din ala, știi cum spunea la știri înainte? Alin, dacă vezi videoclipul ăsta, vino mama acasă, că te așteptăm acasă. Te așteptăm la FIFA, Alin. Cristi Popescu mă întreabă ce aș alege dintre bogat și singur sau sărac și iubit. Bogat și singur sau sărac și iubit. Dar n-ai, dacă ești bogat, n-ai poți bogat și singur. N-ai poți fi singur dacă ești bogat. Ce aș alege dintre Bogdan IBM și Căpșu? Căpșul săracu-i pe izolare, n-a mai ieșit. Și ăsta mă enervează cel mai mult întrebările, de exemplu, ce alegi între Andreea și maică-ta, știi? Deci două lucruri care n-au nicio legătură între ele. N-ai cum să alegi niciodată în viața ta. N-ai cum să dai explicația. Și nu cred că te-ar pune persoana respectivă, iubită sau așa, să alegi la chestii de astea. Ce ar face asta, ar avea un problem, clar. Deci între Bogdan și Căpșu, aș alege Bogdan pentru că Căpșu e un trădător și m-a scos la Instagram în continuu. Astă iar nu mă scotea în continuu, nu știam la cum era. Era faimos, băieți. Era cineva, era pe val. Ce aș alege dintre YouTube și TikTok? Ca ambele. No, eu aș alege YouTube. Și aș alege YouTube, dar TikTok. Dacă mă nebunea așa tare TikTok-ul și făceam, știi? Dar așa... Nu, YouTube-ul clar. E mult mai complex și mult mai mișto față de TikTok. Ce aș alege între iubite și prieteni? Măi, flăcăi, voi vreți să băgați ceartă în casă, ce înseamnă? Clar, iubita mea aș alege. Nu ba da? Ce am eu? Nu mă compar cu tine, frate, eu vreau unul cu Andreea. Păi stai, mă, leac, și azi la fel, tot între... Ce aș alege între munte și mare? Depinde cum bate vântul. Ce-ți place mai mult? La munte. Și îmi place cel mai tare la munte, să fie așa de... La munte să fie soare, să stai în tricou, așa. Cu grătarul pe vârful muntelui. Dar fi... semnale de alarmă. Bă, cred că s-au săturat oamenii de videoclipuri. Lăsați în comentarii, facem un challenge. Fii atent și cine pierde, că și eu am părul mare, ne care... tunem, frate. Păi cum? Păi... Dacă pierzi tu, te tunde, dacă pierd, păi... eu mă tun. Da, aia zic, eu o să-mi dau tot interesul. Păi și așa nu m-am tuns nicio.
Păi sunt atât interes să-l bat la challenge-ul ăsta dacă o să veniți cu ceva, la o provocare. Deci lasă în comentariu. Aveți ocazia, aveți ocazia să mă lăsați să-l tund în cap pe IP, vă rog frumos, nu. Dar să zic o idee mișto pe care să o facem. Ce aleg dintre a fi bogat, dar să nu-ți găsești niciodată sufletul pereche, sau a fi sărac, dar să ai parte de iubire? Să te văd acum la întrebarea asta. Aleg iubirea. Era simt, nici nu trebuia să mai... Viața mea, Andreea, în domeniu nu mai trebuie nimic, nici mâncare, nici apă, nici nimic. Cred, jur. Da, clar aș alege a doua variantă, pentru că banii nu aduc fericirea, să știți și voi. Emi mă întreabă ce aș alege dintre casă și bloc. Având în vedere că am fost crescut la casă și am avut animale, am avut câini, pisici, găini, nu contează. Ba, hai de braiu! Deci aș alege să stau la casă, fără doar și poate. Nicolas mă întreabă ce aș alege dintre sărut sau îmbrățișare. Cred că un sărut, cred că ar alege toată lumea, nici nu se pune. Bine, și îmbrățișarea acum, parcă stai așa și pe partea aia altă. Eu ambele. Și după aia partea a doua. Laurențiu mă întreabă ce aș alege între KFC și McDonald's. Clar, McDonald's în continuu, deci dacă aș putea să mănânc numai la McDonald's ar fi cel mai bine, cel mai fericit. Fii vostru acolo. De ce, mă? O să desfințeze. Doar? Nu, frate, dar zbuni, mâncați, că zbuni. Nu mâncați. Zbuni, mă, taci, mă, lasă. Nu zbune. Treaba lor. Adrian mă întreabă ce aș alege între Lamborghini și Ferrari. Da, ce 1030. Care o fi din ce, mai poți mai ai pretenții la așa ceva? Lambo. E mai sportiv așa, nu știu, îmi place mai tare. Tot la Orențiu mă întreabă ce aș alege între videochat sau prostituții. Da, n-am fost poziționat. Păi trebuie să alegi. De exemplu, acum dacă aș fi la Nanghi, ce aș alege între... Cred că videochat-ul, că nu-i contact așa. Ăsta a fost videoclipul, sper să vă placă. Nu uitați să mă lăsați în comentarii ideea despre videoclipul următor pe care o să-l fac, pentru că Bogdan s-a pronunțat că dacă vom primi un challenge destul de mișto să-l facem, cine va câștiga, va tânde în cap pe celălalt. Pentru cei noi, abonați-vă la canal, dați-mi un like, un share și un comentariu. Ne vedem data viitoare, pa!